Franța este clar favorită în meciul cu România, dar acest lucru este un avantaj pentru tricolori, în opinia lui Sorin Cârțu. Presiunea va fi pe selecționata cocoșului Galic, în timp ce pe români orice rezultat îi avantajează. Sigur, e o încărcătură mare din punct de vedere emoțional, dar acum nu trebuie privit și cu realism această partidă, pentru că dacă vom face un rezultat pozitiv, sigur, e binevenit, dar dacă va pierde naționala, nu e un capăt de țară, pentru că, v-am zis, Franța e favorita grupei și îți rămân încă două meciuri din care să îndrepți așa un eventual rezultat negativ. Cârciu a mai declarat că Ivan mai are timp să prindă un turneu final dacă se va pregăti în continuare cu seriozitate. Pentru el nu trebuie să fie o lovitură, pentru că e tânăr, are timp să mai se întâlnească cu asemenea oportunități, asemenea campionate european sau campionat mondial. Cât despre favorita lui Sorin Aceu la câștigarea europeanului francez, acesta a fost tranșant. La toate campionatele europene sau mondiale, eu țin cu Italia. Diferent ca o echipă să poată să câștige titlul sau nu. Așa, eu sunt fanul lor. Meciul dintre Franța și România va deschide campionatul european vineri de la ora 22.